Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi că o să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună. Salut copii! Bine ați venit la o nouă poveste! E decembrie, începe iarna și afară acum, în timp ce vorbesc cu voi, ninge, așa că mă bucur foarte tare că astăzi o să încep o serie de povești de iarnă pe care îmi doresc să le citesc în fiecare săptămână dacă mă lasă bebe Lili, Doamne ajută să fie cu minte, și după aceea o să trecem la poveștile de Crăciun. Astăzi am pregătit pentru voi o poveste despre un băiețel special, diferit, care iubea iarna. Cel mai mult din toată lumea, el asta iubea. O să vedeți de ce și o să vedeți ce se întâmplă cu el. Este vorba despre Ștefan, unul dintre cei 10 visători din cartea mea. Dacă sunteți gata, haideți să citim împreună astăzi povestea băiatului care iubea iarna. Hai să vedem împreună despre ce e vorba. Ștefan adoră iarna și ca să înțelegi de ce, va trebui să închizi ochii și să-ți imaginezi un mic lac înghețat, aflat între o casă și o pădure deasă de brazi. Ai reușit? Perfect! Acum spune-mi, ce activitate de iarnă poți face pe acel lac înghețat? Așa este, să patinezi! Știi, aceasta este activitatea favorită a lui Ștefan și, prin urmare, iubește iarna chiar și acum la vârsta adultă. Când era copil, Ștefan aștepta cu nerăbdare iarna și se bucura de fiecare zi în care ningea. Îi plăcea să privească fulgii mari căzând din cer în timp ce bea ciocolată caldă, apoi când zăpada se depunea destul de mult, obișnuia să meargă să se bulgărească cu prietenii lui, indiferent dacă era zi sau noapte. De asemenea, iubea să construiască oameni de zăpadă și să facă îngeri de zăpadă cu părinții. Dar, mai mult decât orice, iubea iarna pentru că putea patina pe lacul înghețat din spatele casei. Nu singur, ci împreună cu mama sa. Aceasta este și una dintre cele mai dragi amintiri din copilărie, mai ales că se petrecea chiar de ziua lui de naștere. Aha, pun pariu că acum te gândești că faptul că s-a născut iarna e încă un motiv pentru care Ștefan iubește acest anotimp. Ai dreptate, dar hai să nu divagăm. Ceea ce e foarte important și sunt sigură că Ștefan ar dori să ții minte, e legătura specială pe care el a avut-o mereu cu mama sa. Ea a fost cea mai bună prietena a lui, confidenta, profesoara și persoana lui preferată din întreaga lume. Nu înțelege greșit, Ștefan își iubea foarte mult și tatăl, dar această tradiție specială de a patina cu mama pe lacul înghețat însemna foarte mult pentru Ștefan. Ea l-a învățat să meargă, dar cel mai important, l-a învățat să patineze. Imaginează-ți-l pe Ștefan la 3 ani, cum se clătina pe picioare pe lacul înghețat, în timp ce o ținea pe mami de mână. Acele zile au fost atât de distractive. Nu au renunțat până când micuțul nu a reușit să stea singur pe patine. Le-a luat aproximativ o săptămână, dar iarna nu se grăbea să plece, deci au avut destul timp să exerseze. Ia să ți-l arăt pe micul Ștefan împreună cu mămica lui. Nu-i așa că-i drăguț? De când a învățat să patineze, mama lui obișnuia să-l învețe pe Ștefan noi trucuri artistice în fiecare an, ca un cadou de ziua lui de naștere. Așa că nu e de mirare că băiatul aștepta mereu cu entuziasm iarna următoare. Însă, chiar înainte ca Ștefan să împlinească 10 ani, mama lui a murit. S-a îmbolnăvit foarte grav și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva. Ștefan a decis să păstreze tradiția anuală de a patina pe lacul din spatele casei, chiar dacă acesta a început să pară prea mare pentru el. S-a obișnuit încet, încet și, în timp ce patina, a realizat că poate simți tot timpul prezența mamei alături de el.
Amintirile lor împreună îl făceau să zâmbească. Știa că i-ar fi vrut să continue să patineze, așa că acea tradiție a devenit hobby-ul său preferat. După moartea mamei, tatăl a încurajat pe Ștefan să-și urmeze pasiunea pentru patinaj și chiar să o ducă la nivelul următor, observând că avea foarte mult talent. Băiatul putea patina foarte repede și știa să facă niște trucuri artistice uluitoare pe gheață. Ar fi fost păcat să nu transforme această pasiune într-o carieră. Astfel, mama lui Ștefan avea să fie mereu în memoria lor. Așadar, când au avut loc următoarele Jocuri Olimpice de iarnă, tata l-a invitat pe Ștefan să urmărească la televizor concurenții la patinaj artistic. Băiatul a fost foarte impresionat. Ai vrea să fii ca ei?" întrebă tata. Păi, nu știu dacă aș putea fi vreodată la fel de bun, dar vreau să încerc," a răspuns Ștefan. Cu multă muncă și dăruire, poți face orice-ți propui, dragul meu. Dacă vrei ca acesta să fie visul tău, îți promit că te voi ajuta să faci orice e nevoie pentru a-l atinge. Ce zici de asta?" Ești cel mai bun tată din lume!" Și uite așa a început frumoasa călătoria lui Ștefan în patinajul profesionist. Tatălui i-a angajat mai întâi un antrenor personal și apoi l-a înscris la o școală sportivă care i-a permis să se concentreze pe patinaj cât de mult dorea. Datorită talentului și muncii sale, 10 ani mai târziu, Ștefan a ajuns să fie unul dintre acei concurenți olimpici pe care îi văzuse la televizor. Când a obținut primul său premiu de la Jocurile Olimpice, a zâmbit uitându-se spre cer, știind că mama sa îi zâmbea înapoi. Ștefan încă iubește patinajul la fel de mult ca întotdeauna. Acum e antrenor pentru copii de vârsta ta și ghici ce? Încă iubește iarna la fel de mult ca și când era mic. Hai să ți-l arăt acum pe Ștefan. Ia uite-l! Nu-i așa că-i minunat? Și-a împlinit visul! Vezi? De la început a știut că îi place să patineze și el a vrut să devină patinator artistic și tatălui l-a susținut. Vezi? E foarte important ca atunci când ai un vis să fii susținut, așa încât să poți să-l împlinești. Uneori poți să-l împlinești și singur, dar ai nevoie, exact ca și Ștefan, de foarte multă muncă și pasiune. Care-i visul tău? Sunt tare curioasă! Dacă vrei, scrie-mi într-un comentariu ce-ți place ție cel mai mult să faci și eu sper ca tu să-ți împlinești acest vis. Sper că ți-a plăcut povestea mea, dragul meu sau draga mea. Sper că v-a plăcut povestea lui Ștefan care ajunge să-și împlinească visul și sper să vă placă și celelalte povești din cartea 10 visători, pe care o puteți cumpăra dacă vreți de pe www.danacupovesti.ro. Dragii mei, ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă poveste de iarnă. Până atunci, bucurați-vă de vreme și sper să ningă! Pa! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cu să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună.